Salut! Primul lucru pe care ar trebui să-l faci în momentul în care te loghezi la aplicația FB Viral este să mergi la setări, setări certificat, da? Unde suntem acum. Și aici va trebui să stabilești ce poveste vrei să distribui pe Facebook. Acea poveste poate să fie formată din două poze, cea pe care ai văzut-o în videoclipul anterior, în care am spus ce își dorește, dar primește și extrage ambele poze din calificativ, sau poate vreau să fac o aplicație în care cu ce vedetă semeni, da? Și va extrage poza din profilul utilizatorului și o poză din calificativ care va fi o vedetă, da? Poate vrem cu patru poze. Și cum am dat exemplul din videoclipul anterior în care am pus profil, albume, 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 da? Și am spus albumul foto al lui Marius și a extras poza din profil, apoi din albume, albume, albume. Deci, practic, poți să creezi această aplicație, după cum vezi, în câteva secunde, doarmești la publicare și e creat. Deci este foarte rapid să creezi o astfel de aplicație dacă folosești pozele pe care utilizatorul deja le are. Dacă vrei să folosești cu calificative, va fi ceva mai mult de muncă, însă merită. Bun, dacă vrem să facem cu 6 poze, cu 6 celule o să apară 6 poze în acea poză mare și în felul acesta noi putem să stabilim, să creăm o poveste, da? Și putem să dăm click pe calificativ sau profil aici, calificativ aici, aici albume, aici calificativ, aici calificativ și aici putem să lăsăm iarăși pe profil sau albume. Ca să fie că la profil nu există decât o singură poză. Da? Deci putem să facem în așa fel încât să fie unică. Da? Sau dacă vom folosi, așa cum o să vedem la calificative, la videoclipul cu calificative, putem să folosim Matrix sau putem să folosim Karma, acele opțiuni pe care o să le găsești în meniu și atunci poți să pui chiar pe toate pe calificativ și o să iasă o poveste unică și interesantă. Da? Dar o să discutăm despre toate aceste lucruri în momentul în care o să ajungem la setări calificative. Un alt lucru pe care vreau să-l rețin în această pagină este că ai opțiunea de a se posta pe pagina de Facebook. Și dacă este pe da, avem acest text accept, sunt de acord să se posteze pagina de Facebook și o să-ți arăt unde vine acest text. Aici, sunt de acord să se posteze pagina de Facebook. Dacă lasă bifat, se postează automat pe peretele lui de Facebook sau poate să debifeze și nu se mai postează. Da? Textul ăsta poate fi editat, poți să treci orice dorești. Dai pe nu și nu mai apare acel text sau dai pe manual și aici o să ai text buton de postare, poți să-i spui share sau orice dorești tu. Descriere imagine și aici este la fel. Avem și text layer, în momentul în care la postare automată. Conform politicii lui Facebook spune că nu trebuie să surprindem utilizatorii. Și deși avem acest text, s-ar putea ca mulți în grabă să nu-l vadă, să nu-l citească, da? Și dau doar click pe buton. În acest motiv le reamintim și a doua oară faptul că rezultatul se va posta pe peretele lui de Facebook, da? Și din acest motiv apare și acest text aici. Și în timp ce încarcă, îi va furniza și acest mesaj. De asemenea, în momentul în care se postează automat sau pe manual, da? Și dă el click pe butonul de postare, o să apară acest text, da? Pe care tu poți să-l editezi. Am pus aici, află rezultatul aici. Sau află și tu rezultatul de aici. Și o să pui linkul care vine ori înapoi către linkul aplicației sau către pagina de pornire, videoclipul pe care o să-l vezi în curând. Bun. Să vedem ce mai este aici. Buton de background. Dacă vrem ca la aceste celule să avem și o culoare de background, da? Putem să selectăm de aici, da? Culoarea sau putem să încărcăm o imagine care să vină pe background. Da? Mărimea fontului care să vină aici, da? Și aici, și aici. Putem să stabilim, da? Mărimea. Tipul fontului și culoarea fontului. Da? Și cred că mai am ceva de menționat aici, este faptul că putem să folosim această variabilă și să apară numele utilizatorului în titlul pozei. Și putem să adăugăm de genul albumul foto, da? Și apare după aceea numele persoanei respective. Bun, acestea sunt lucrurile pe care vreau să le reții legat de setări certificat.
Tot ceea ce trebuie este să te gândești la o poveste pe care tu vrei să o creezi, fie din 2 celule, 4 sau 6 celule care vor fi introduse în acest calificativ. Asta este tot. Urmează să ne vedem în următorul videoclip care este foarte important și vom discuta despre setări calificative. Acesta este al doilea lucru pe care ar trebui să faci imediat după ce ai stabilit certificatul.